Bună ziua și bine v-am regăsit la dezbaterile Observatorul Prahovean Live, alături de mine, ca de obicei, Claudiu Vasilescu, Mihai Nicolae. Bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit! Bună ziua! Discutăm câteva teme importante. Începem cu un articol care înțeleg că a făcut multă vâlvă. Este vorba de faptul că directorul DSP Prahova a câștigat un concurs de manager la sanatoriul din Bușteni, din comisia de concurs, făcând parte subalternii domniei sale de la DSP Prahova. Vă spune ceva lucrul acesta? O să-l rog pe David să dea drumul la materiale. Avem câteva documente interesante. Noi am solicitat inclusiv sanatoriului din Bușteni un document oficial, o să-l vedeți imediat. Pe scurt, iartă despre ce este vorba, directorul DSP Prahova, Ioana Loghin, a câștigat concursul de manager la sanatoriul balneoclimateric de copii din Bușteni. Rezultatul final al concursului a fost publicat pe 8 septembrie, după ce Comisia de Soluționare a respins cele două contestații formulate de contracandidații șefei DSP Prahova. Din Comisia de Evaluare a Candidaților au făcut parte doi reprezentanți ai DSP Prahova, adică subalternii candidatului Loghin, desemnat și câștigătorul concursului. Nu sunt chiar doi membri oarecare, ci secretarul și președintele comisiei. Foarte interesant, am solicitat și am și primit răspunsul respectiv, cât va fi salariul de bază al noului manager, 16.389 de lei. Repet, 16.389 de lei. Da, e brut. Este brutul. Acum netul e o brută mică. O brută mai mică. Bun. Am solicitat un punct de vedere și doamnei Loghin nu a răspuns nici pe WhatsApp, nici SMS, nici telefon. Noi ne-am făcut datoria. Ideea este că lucrurile astea, din păcate, se întâmplă la stat, acolo unde, chiar dacă se anunță concursurile, este respectată procedura legală, apare cât un detaliu de genul ăsta. Cine face parte din comisia de concurs? Ți se pare ciudat, Claudiu? Ca, nu știu, e ca și când... Habar n-am, nu știu, primarul dă un examen și din comisie face parte secretara și, eu știu, șefa de cabinet sau ceva de genul ăsta. E normal. Mâine, nu știu, uite, dar bun, noi suntem o firmă privată, dar poate facem un concurs, poate vrei și tu să promovești, uite, te bagi Mișu să fim în comisie. Ce poți să vrei? Da, nu. Nu e... Nici, nu știu, nu mai e nici de plâns, nici de râs, nici de, știi, asta ține de normalitate. Este normalitatea pe care țara asta și-a creat-o. Dacă ar fi, dacă s-ar întâmpla altfel, aș fi uimit. Asta e normalitatea românească, nu? Hai să facem o emisiune, că nu se poate. Fii atent ce s-a întâmplat. Au dat unii un concurs pe bune. Băi, și din comisie. Și culmea, n-a câștigat șeful celor din comisie. Exact. Mă întreabă, cred că... vreo săptămână în urmă, poate două, mă întreabă o cunoștință, zice, am auzit că e un post, era vorba de un post public și că se organizează concurs. Și ca așa și zice, sincer, vrei să te interesezi să vezi dacă e pe bune? Dacă e pe bune, zic, păi, nu pot să-ți dau răspunsul pe loc sau dacă ți-l dau mai încolo să știi că e același răspuns. Habar n-am, teoretic poți afla cine își bagă coada, pe unde își bagă coada, dar să știi că nu-ți folosește la nimic. Sigur, era un post destul de bunicel și sigur a ceva miroase acolo. Urmează să mă interesez zilele astea pentru că vom vedea exact. Nu mai spui despre tematica de concurs, cum se află, cum se stabilește, e ca și în cazul licitațiilor. Facem o licitație dedicată, că știm noi cum. E foarte simplu. Încă o dată, și cu asta eu o să închei bucățica din momentul ăsta, anormal ar fi să fie altfel în România. Da. Deci ar candida un șef al DSP încă în funcție pentru un concurs de manager la sanator de copii din Bușteni. Concursul ăsta a avut loc în plin scandal politic atunci când USR ieșea de la guvernare și se declanșa criza politică. Crezi că are vreo legătură, Mișu? Adică, ținând cont că doamna Loghin reprezintă o instituție, a fost pusă la cârma unei instituții care de drept aparținea, de drept cu ghilimelele de rigoare, aparținea USR prin Ministerul Sănătății?
Da. A încercat domnia sa să-și găsească o alternativă în cazul în care e zburată, evident, tot pe criterii politice? Vin vremuri grele, până mâine mai nu avem se știe niciodată, nu? Da. Pentru că mi-a atras atenția oamenii să nu mă mai enervez, încerc să trag aer în piept. Așa. Uite, eu iarăși mă diferențiez de Claudiu. Nu e normalitatea în România asta. Și nu, eu nu pot să accept ideea asta din două motive, dar revin la ele. Vorbim strict despre doamna Login. Dânsa a mai fost director la DSP. Nu e prima da. dată. E al doilea mandat de director la DSP. Nici în mandatul anterior n-am auzit despre lucruri interesante care să se petreacă în sănătatea de la noi, din Prahova, care să o facă specială. A fost situația de criză. Astfel încât să fie propusă pentru un al doilea mandat. Deci prima observație e asta. A plecat de la Direcția de Sănătate Publică Prahova, a fost promovată în minister, la direcția nu știu care. O direcție unde ar fi trebuit să ajungă ca urmare a unor merite pe care le-a avut. Păi și nu-i normal? Bun. Asta ca să-i facem un pic background-ul. Problema, Marius, nu este, eu sunt sută mie că nu este una care ar fi legată de, sau generată de schimbarea de guvern, de structură a eșichierului politic, ci este una 100% personală care ține de oportunism. De oportunism și de un mod de a privi structura de stat ca fiind ceva care ți se cuvine, care e al tău. E locul ăla călduț unde tu te duci de drept, deoarece ai spate, ai susținere și tu îl meriți. 16.000 de lei salariu înseamnă aproape 4.000 de euro, nu? O să fac acum, brut, chiar da, o să da. Introduc calculatorul salarii, să vedem ce înseamnă și nu, stai, nici nu mă interesează. Stai să vă spun, eu nu sunt, eu cred că trebuie să discutăm despre brut, pentru că brutul, știi ce înseamnă? Brutul înseamnă asigurări, da? Contribuții. Bun, cât cheltuiește statul, adică tine, tot, da, important este, da, câți bani dă statul. Da, 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 exact. Mână, da, 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 tot în mână îți dă și asigurarea de șomaj, tot în mână îți dă și asigurarea de sănătate, care intră în brut. Bonus mai intră da? Niște beneficii pe traseu. Bași ca faptul, eu pun pariu că doamna nu o să facă, sunt sută mie că nu o să locuiască în Bușteni. Da. Ba, uite, mă antepronunț, nu-i frumos, dar o fac. Deci sunt sută mie că o să facă naveta și sunt sută mie că naveta aia cumva o parte din ea o să fie decontată. Sunt sută mie că nu o să vorbească la telefon pe banii dânsei, sunt sută mie că nu o să, nu știu, meargă în vreo deplasare pe banii dânsei în interes de serviciu, ci o să fie plătită. Bun. Și ajungem la mizeria asta, da? Care înseamnă mascarada de concurs. Deci o doamnă care n-a performat. Noi avem informații, adică date concrete ca și contraperformat ca director al DSP, cum ar fi nu prea a pregătit zona de spitale publice pentru valul 4 de COVID, să spunem. Nu prea s-a remarcat. Deși nu este singura atribuție, adică nu doar despre spitale vorbim. Acum școli, grădinițe, da, că, exact. Vorbim tot ce ține, despre tot ce ține de sănătatea publică. Discutând despre faptul că un director de instituție publică, un reprezentant al statului în teritoriu, nu asta e dâns. Cam așa. Nu? E reprezentantul Ministerului Sănătății în da. Județul Prahova. Își ia doi subordonați. Nu, are nesimțirea, că asta e nesimțire. E lipsă de educație, e ce vrei tu. Dispreț, aroganță. Are nesimțirea să participe la un concurs unde este evaluată de subordonați. Spune foarte mult nu despre ce e normal în România, ci despre nerușinarea la care au ajuns câțiva 5, 6, 7, 8, 10 oameni din orașul Ploiești, care cred că lor li se cuvine totul. Și într-adevăr și primesc totul. Și județul Prahova. Și încă o dată ți-ai început pledoaria spunând că ai o părere diferită și că asta să nu spun ține de normalitate. De ce am spus normalitate? Evident că are ghilimele normalitatea asta. Arată-mi un loc în sistemul ăsta public în care se întâmplă altfel. Despre asta e vorba. Uite, poți să arăt tot în sensul ăsta al mizeriei în care ne aflăm. Cele 8 numiri de director de la APM Prahova într-un an. APM Prahova, deci o chestie la fel de, nici nu știi care e mai mizerabilă dintre ele, a avut într-un an 8 directori.
Pentru că Prahova nu are probleme de mediu și atunci ce facem? De le-am rezolvat pe toate, mai schimbăm și niște oameni. Da? Să vedem 8 directori, faceți, o să vedeți că media e undeva la o lună și un pic fiecare. La ce le-a trebuit toți să vină director să plece? E o întrebare asta. Sunt două variante. Ori aia nu stăteau, că nu le plăcea ce aveau în subordine și nu sunt puțini care riscă să-și asume asta. Ori dacă nu, tot la fel conjuncturile astea politice, tot felul de interese, vine unul mai puternic, te dărâmă, îți ia locul și tot așa. Bun. Deci iată, noi vorbim despre doamna Login, șefa DSP, care a fost a dat concurs la sanatoriul de la Bușteni și l-a și câștigat, fiind evaluată de o comisie în care doi dintre membrii ei îi erau subordonați la DSP. Președintele și secretarul. Atenție, președintele. Deci vorbim, adică ai scris tu, dacă nu mă înșel, sau oricum colega nostru a scris, vorbim la, în fața camerelor de luat vederi, ne indignăm un pic, mai vorbim și de aia de la APM și cât și cât. Și gata. Și nu se întâmplă nimic. Și aici eu mă diferențiez de tine. Te rog. Normalitatea românească ar spune că după ce e semnalat un caz de genul ăsta, lucrurile să continue să se desfășoare la fel. Nu se întâmplă. Sunt zeci de alte cazuri unde nu se întâmplă la fel. Adică se mai produc schimbări. Eu cred că noi aducând în față, punând în discuție genul ăsta de situații, poate ușor, ușor, știu eu, inspecția de la Direcția de Sănătate Publică, tot din subordinea doamnei, o să se ducă în control. Sau de la minister, nu, de la Ministerul Sănătății, da? Vede ministerul, primește o notificare și zice, băi, trebuie să vedem acolo la Prahova. Vine domnul Ceche să verifice. Și să sperăm că într-o săptămână, două, auzim că a fost reevaluată. Că a câștigat doamna, dar fiind evaluată de o comisie formată din... nu știu, aș merge într-o comisie din asta de evaluare. Scuză-mă, chiar mi-a scăpat. Nu ai, ca să zic așa, capacitatea, competențele. Lege știu și eu să citesc, nu? Da. Am mai fost, s-a mai scris cineva? Au fost trei candidați. Doi în urma concursului, cei doi care nu au câștigat au făcut contestații. N-au fost iepuri. Nu, au făcut contestație, evident respinse. Avem aici inclusiv rezultatele. Interesant este... Deci ei au fost evaluați de subordonații doamnei. Da. Toți trei au fost evaluați și de doi subordonați ai doamnei care candidat. Și concursul a fost foarte corect. Aia n-au avut ce să conteste. Evident. În momentul ăștia doi au vrut să scape de șefa, eu știu. Să respingem tot, să promovăm, am scăpat de acolo. Interesant este faptul că, mă rog, noi am solicitat să ne spună și de când intră în vigoare contractul, că asta ar însemna ca DSP Prahova rămâne iar fără director, așa cum s-a întâmplat, cum spunea și Mihai, de foarte multe ori, mai ales după pandemie. Dacă mi-aduc bine aminte, a fost Dan Ioniță, Dan Decebal, pe urmă a venit doctorul Nica, a venit iar doamna Login. Da, corect. Uite, foarte în corect. An jumate sunt vreo 5 directori. Da, la DSP. Foarte corect. Cea da, care da, da, corect. Administrează, gestionează criza pandemiei în Prahova. De pe vremurile domnului Victor Viorel Ponta, parcă, nu? Da. Cam băi, dar nu mai are, măi, omule, nu mai are nimic legătură atât de clară cu vreun partid politic. Nu, cu politica în general, da. Pentru că există filiația asta. Mă, are un spate politic. Dar nu din PSD sau din PNL sau din USR. E și migrația asta de la un partid la altul, că mulți își pun problema. Da, da, exact. Dacă provine de acolo, păi nu vezi că acolo a mai fost coleg cu X, cu Y, X și Y care nu mai sunt acolo, sunt în alt partid și te mir cum de a ajuns ea acum pe filiera asta. Numai că ajungem la situația asta în care eu sper, uite, normalitatea, de fapt stăteam să mă gândesc, cu ce nu sunt eu? Nu sunt de acord cu blazarea pe care o ai tu. Că de fapt tu ai dreptate. Am stat să mă gândesc în timpul discuției. Bă, nene, trebuie să se schimbe. Nu se poate să trăim în felul ăsta. Adică nu suntem, mă, chiar atât de proști. Nu suntem atât de boi. Adică, bă, contestă doi. Nu suntem o populație tu, Marius, de după, după care o să-ți argumentezi să de unde una. Și nu e blazare. Deci, cine a făcut parte concret din comisia de concurs pentru ocuparea funcției de manager? Președinte, președintele de ședință al Consiliului de Administrație al Sanatoriului, reprezentant Direcția de Sănătate Publică Prahova. Așa. Membru. Subordonat al doamnei. Manager Spitalul Orășenesc Sinaia. Mamă. Cine controlează? Aoleu. Cine deci controlează spitalele? Mai rău decât subordonat al doamnei, pentru că trebuie să fii bine de tot cu DSP-ul ca să n-ai probleme. Mai este un manager Sanatoriul de Nevroze Predeal.
Hai să spunem. Și secretar membru al Consiliului de Administrație al Sanatoriului Balneoclimateric, reprezentant Direcția de Sănătate de Publică Prahova. Adică trei într-o relație de oarecare subordonat. Da. Și contestă doi. Da? Deci doi oameni au, doi din trei, din trei candidați la un concurs au obiecțiuni, le sunt respinse și totul e în regulă. Vreau să-i cunoaștem. Mi se par niște naivi că s-au înscris. Nu, eu cred că s-au înscris înainte, Claudia, naivi simpatici. Și s-ar putea să se fi înscris înainte, să afle cine. Uite, ne spun că mai urmărim și comentariile și imediat o să spun, apropo de asta, de contraargument, că este o stare de normalitate și spun și de unde provine. Spune cineva, să ne uităm cu atenție pe hotărârea de guvern 286 din 2011, care reglementează principiile de ocupare pentru un post vacant la stat și o să vedem conform acelei hotărâri de guvern că este acel concurs este nul. Uite, o să poți să uiți acum. Da, o să-l caut în timp ce timp, apropo de argument. Ați început spunând despre acea știre, despre speța asta, care a fost publicată zilele trecute și care a stârnit un val de interes impresionant, că oamenii au comentat. Da, și de nervi. M-am uitat de curiozitate în momentul în care se comenta. Eu urmăresc foarte mult zona asta, pentru că ăsta e feedback-ul care, care îți dă până la urmă starea în care ne aflăm. Ce spuneau oamenii? La ce făceau ei referire? La cum s-a organizat concursul? Nu. La cine a câștigat? Nu. La salariu. Ce salariu are? Uitați-vă că, nu știu, ca pondere, undeva peste 3 sferturi dintre comentarii sunt legate strict de ce salariu va avea doamna. Că e ea, că e altul, nici măcar nu contează numele. Problema nu lor contează este că procedura prin care a ajuns acolo nimic este viciată. Cât, știi cum era? Dar ia uite cât câștigă aia. Știi? Cu totul, ca mod de abordare, de adresare, de tot. Bun. Poți să te scandalizezi, uite, să vorbesc și cu oamenii care s-au scandalizat de salariu. Poți să te scandalizezi de salariu, deși eu cred că pentru a avea competenții în funcții publice trebuie să-i plătești bine, că alminter nu e aia acolo. Poți să te scandalizezi, dar foarte important este să te gândești că a ajuns în postura de a încasa salariul ăla printr-o procedură dubioasă rău de tot. Adică pentru a ajunge șef la sanatoriul din Bușteni, doamna Login a fost evaluată de doi subordonați și de șeful unei structuri care are o relație tot de oarecare subordonare cu DSP. Și atunci, ca să te scandalizezi, cum spui tu, bun. Ce trebuie să faci? Trebuie să treci de titlu și de poză, să citești restul, să vezi argumentul celui care a scris materialul, să vezi de unde vine adevărata problemă și care e de fapt adevărata problemă acolo. Adică asta nu e o șmechereală, nu e o tipă orientată care a făcut, a făcut o chestie. Aici e altceva, nu știu dacă e legal sau nu, n-aș vrea să vorbesc despre asta, mai ales că nu e asta jobul meu să spun că e sau nu legal ce a făcut dânsa, dar este amoral, imoral, cum vreți. Uite, da? Nu poți să te duci, nu mă poate evalua pe mine subordonatul meu. Foarte sau tare pe tine, comentariu, sau pe tine. Scuză-mă că te întrerup. Citesc din acel HG de care spunea cel care ne urmărește. Și la articolul 11 din hotărârea de guvern, nu poate fi desemnată în calitate de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații. La punctul C este sau urmează să fie în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați. Și cu asta vă dați seama. Deci trecând peste salariu, trecând peste orice. Deci trecând, da? Băi nene, las-o Dumnezeu. Avem o hotărâre de guvern care stabilește clar că membrii comisiei de concurs nu pot evalua o persoană care le este superior. Ce s-a întâmplat după? Pentru că au mai fost pețe de genul ăsta prezentate nu doar în Observator, în presa din toată țara. Vine o comisie de la minister și zice, ce facem aici? Anulăm concurs. Domnule, au avut dreptate ăștia. Ce s-a întâmplat mai departe? Băi, dar fii atent. S-a făcut un alt concurs și pe ce s-a întâmplat acolo s-a pus Batista pe țamba. Eu aș face o sugestie, că ea rămâne memoria peliculei, a pixelului, nu? Băi, asta n-ar fi având în vedere salariul ăla mare. Da? Deci ținta fiind obținerea acelui salariu, nu? Tu te duci să te angajezi ca să fii retribuit, nu? Da. Da, să ai o poziție. Să zici să fii plătit conform. Da, cât ai pleci de acasă, să duci bani acasă. Bun. Bă, nu e o tentativă de fraudă? Adică dacă, să zicem, să presupunem că ar fi un procuror care s-ar uita, n-ar vedea aici o
posibilă tentativă de fraudare a bugetului sănătății din județul Prahova cu suma de 1.600.000.000 de milioane pe an. Nu, că nu poți să faci proces de intenție. Păi nu fac, nu, dar poți să studiezi. Intenția, adică să zici păi dacă să presupunem că ar fi trebuit ca cei doi membri, doi angajați DSP sau colaboratori ai DSP aflați în comisie, ar fi trebuit să cunoască legea și să se recuze din comisie, nu? Astfel încât comisia... Și având în vedere asta, n-ar fi interesant de văzut și partea asta? Bă, nu s-or fi adunat unii din direcție să facă un grup infracțional. Deci te duci cu mintea unde vrei. Da, bă, nu se mai poate... Deci nu ai dacă cum. N-au fost monitorizați din timp, e greu să... Da, nu, spun ca idee. Dar bun. Dar până acolo ai faptele de acum. Bun. Salariu brut. La un salariu brut de 1.600.000... 1.600.000.000 de milioane minim pe an, nu, e mai mult. 16.389 de lei. Aproape 2 miliarde de lei vechi pe an, Marius. N-ai văzut toația bani la un loc? E greu, știi, asta tipul, bă, mai greu. Sunt 16.389 de lei. Salariu net, că banii în mână, cum ar veni, 9.588. Pentru a plăti un salariu net de 9.588 de lei, angajatorul cheltuie, adică statul, 16.758 de lei. Da, ăsta e salariul. Da. Nu mai ziceți de... Ăsta e salariul pe care statul undeva aproape de două treimi este netul și cealaltă un pic mai mult de o treime reprezintă... Ăsta e salariul, pentru că sunt beneficiile. Eu încă o dată spun, lumea uită, dar totuși ai inclus aici contribuția ta la șomaj, nu? Contribuția ta la fondul de sănătate. Sunt incluse în acest brut, care sunt drepturile tale, drepturi care sunt ți se cuvin. Sunt cheltuieli pe care statul le face cu tine, din bugetul public. Credeți că ar merita, nu știu, să facem să solicităm Ministerului Sănătății, cel care este de facto proprietarul și administratorul și coordonatorul sanatoriului, să-i aducem în atenție faptul că acel concurs are toate șansele să fie și ilegal, dacă cităm din hotărârea de guvern, putem face, nu? Păi fii atent, uite, continuă comentariul. Așa. Elena, nu? Da. Mulțumesc. Semnat un proaspăt respins al unui concurs la stat. Da, este cea care vorbea despre hotărârea de guvern, cu siguranță știi că studiază spețele. Da. Incredibil, da. Incredibil. O așteptăm și pe privat cu detalii pe... Da, am putea să urmărim, uite. Doamna respectivă. Interesant este altceva, pentru că acel concurs, atenție, că e foarte important de menționat și trecem imediat și la următorul subiect. Acel concurs a fost, câștigătorul acelui concurs a fost desemnat oficial pe data de 8 septembrie. Suntem în data de 30 septembrie. Practic, sanatoriul nu are manager de vreo două luni, nu are nici în prezent și am întrebat când anume persoana care a câștigat concursul, adică doamna Login, își va intra în atribuții. Răspuns din partea CEA-ului de la sanator. Ministerul Sănătății emite ordinul de numire, deci nu l-a emis încă. Managerul încheie cu Ministerul Sănătății reprezentat prim-ministru un contract de management pe o perioadă de maxim 3 ani. Am mai văzut filmul ăsta. Dacă vă aduceți aminte, diversi politicieni de data aceasta care își păstrau un loc călduț. Fie că vorbim de o facultate, rector la nu știu ce universitate, decan la nu știu cărei facultăți, știi? Până când își pierdeau funcția politică, administrativă, da, ca să se întoarcă. Da, astea prin concurs sunt beton. Deci dacă ai dat concurs, nene, pe funcția aia, nu mai pleci decât peste 3 ani, da, nu? Din ea, dacă trei ai ani. Ghinion. Minim 3 ani. Nu, ai ghinion. Da, în mintea mea se leagă toată discuția de acum, să m-ați pierdut un pic pe drum, că îmi tot fuge gândul în altă parte. Așa. Aceștia sunt bani din sănătate, da? Da. Da, în valul 4. Vă povesteam zilele trecute despre un caz pe care îl știu, în care un om nu poate fi operat în sistemul public de contat de un cancer în stadiu incipient cu 100% șanse de revenire, dacă nu e galopant și se pierde foarte curând, pentru că nu există bani pentru consumabile, pentru că acea operație să fie robotizată, asistată de un robot de acolo și eficiența, știi, se vede 4D, n-are sens să intru în detaliile tehnice. Ca să ajungi să faci operația asta, pentru că statul nu are bani de consumabile, pentru că are bani de salarii din astea, trebuie să plătești 10.000 de euro la privat. Da. În general te operează, atenție, 10.000 de euro la privat. În general te operează medicul de la stat, care la el la stat nu are. Exact. Bun. Exact. Vă e evident de ce am făcut legătura asta. Da? Atâta vreau să vă mai spun.
Și nemernicia asta se produce în contextul în care suntem în valul 4 de COVID, da? Și în care vă rog să observați că în ultimii 2 ani, în ultimul an, nici nu mai știu de când avem COVID cu noi, Direcția de Sănătate Prahova a fost inexistentă din spațiul public. Ea nu a venit odată, instituția asta, cu o, cu o campanie de informare sau de prevenție, de pregătire, de anunțare, de instruire a publicului referitor la ce înseamnă COVID-ul, cum poți să faci să te ajuți. În paralel, cum poți să faci să te duci la doctor, să te cauți? Așa, ai, corect. Ai COVID. Pentru care că, prietene, spitalele... un an și ceva, da, de frică, spitalele închise, uite, s-a închis și spitalul CFR, un spital excepțional unde oamenii erau operați. Da, da? Foarte corect, da. Da? Nu cumva mor mai mulți oameni din cauzele astea nedepistate la timp decât de COVID? Da, ok, mor oameni de COVID, comorbidități, nu, nici nu vreau să mai intru în chestia asta. Băi, dar câți mor din celelalte cauze? Câte programe, cum a ieșit DSP-ul și a spus, merge și dacă aveți apendicită, puteți să vă duceți la spitalul X. Niciodată. Da. Niciodată. Nu? O campanie de informare publică în care, băi, știi că suntem o nație care are grave probleme de educație. De la utilizarea pastei de dinți și a săpunului, care sunt niște chestii elementare, da? Până mai departe, încearcă, știind că oamenii ăștia au probleme de orientare în spațiu, presa face atât cât poate să facă. Vino tu Direcție de Sănătate Publică, da, cu niște programe, băi, și asta învață-i, direcționează. Nu, uite, instituția. Poate am împins eu, că stai că acum m-am prins, m-am activat. Poate că am întins un pic prea mult coarda cu subiectul cu operația asistată de robot. Hai să mergem undeva mai jos, la computerul tomograf, o analiză banală pe care o faci la privat cu 6-7 milioane de lei, când foarte bine ai putea să o faci în oricare spital de stat, dacă ar exista. Spitalul județean în continuare nu are un computer tomograf. De fapt, are unul care e închiriat de la o firmă privată, care când merge, când nu merge. Programează-te tu acolo și să vezi cum ajungi să faci undeva peste 6-8 luni. Și timp, evident, pentru că nu poți să aștepți. Timp în care te rade metastaza, te exact, toacă mărunt, te duci, ești mort. Da. Deci despre asta vorbim. Despre doamna, asta vorbim. Este bine că doamna Login pleacă de la Direcția de Sănătate Publică. Asta nu e un lucru rău. Doamne ajută, poate veni un șef de direcție care o să facă diferența, poate o să salveze de la moarte vreo 2 oameni, adică cumva o să le ofere o informație decisivă sau o să ia o decizie care să îi ajute pe, da, măcar un individ să-l ajute. Înfiorător este felul în care pleacă. Da. Și eu, propunerea mea este să continuăm. Deci ideea ta e super bună. Uite, am vorbit acum, da, trimitem la ministerul, să vedem de să facem, uite, să ținem pe cei care ne privesc, pe cititorii noștri, la curent cu, în timp real, cu rezultatele documentărilor, corect, noastre. Da. Apropo de documentări și de imagini superbe, o să-l rog pe David să trecem la următoarea temă. Vorbim de faptul că Rosal a luat-o înaintea autorităților, înaintea lui Adi Deșeuri, ca să zic așa, și a notificat că părăsește vreo 3 zone importante din Prahova. Practic, în 3 luni de zile, vreo 40 de localități, aveți pe Observatorul Prahovean lista localităților de unde se retrage Rosal, rămân fără operator de salubritate. De data aceasta vorbim exclusiv de ridicarea deșeurilor de la populație, nu de curățenie căi publice. De rămâne, da? Omul cu pube la poartă. Cum ar veni, după ce că și acum foarte des se întâmplă lucrul acesta, nu o să mai vină deloc. Asta dacă nu se găsește o soluție. Vine Captain, de... Captain Planet, if you understand me, și salvează. Captain Planet care e deja pe felii. Da, bun. Avem imagini și imediat o să difuzăm și un filmuleț frumos, pentru că, uite, a venit un nou operator. Mă, în drum spre muncă, să știi că eu văd. Bine, sunt foștii angajați de la Rosal, angajați de acum de Blue Planet. Și văd pe stradă, mătură. Problema este ce facem la pubele, pentru că așa cum anticipam chiar în săptămâna trecută, se întâmplă următorul fenomen. Vine Rosal, descarcă pubelele de la blocuri, după care rămâne mormanul din jurul pubelelor. Nu e treaba mea. Nu e treaba mea.
nu este treaba nici a noului operator de salubritate, da, pentru că el nu este plătit să facă curățenie pe platforme, ci doar pe stradă. Că nu-i cale publică acolo. Nu, nu este. Și se întâmplă ceea ce o să vedem acum cu șobolanii. Ia uite ce frumos. Se numește, hai ca să rezolvăm problema o dată, că poate nu înțelegem la ce ne uităm, la colcăiala aia de șobolani. Se numește reciclare pe cale naturală. Deci cât ai acolo? 2 tone de deșeuri, da? Vine șobolanul, mănâncă. După care merge și el la toaletă, dar face mai puțin decât a mâncat. Da? Deci, într-un fel, dispare o mare parte din cantitate, da, pe cale naturală. E TMB-ul. TMB-ul, varianta Animal Planet, nu? Cum era circuitul apei în natură, știi? Dar pleca de undeva, se întorcea, trecea și își făcea treaba. La fel și cu șobolanul. A venit șobolanul, a mâncat mai puțin gunoi. Păi și nici așa nu suntem mulțumiți? Da, mă, corect. Ai dreptate. Deci, mai de? Prin urmare, mai și mirat. Șobolanii e buni, cum ar veni, nu? Șobolanii e util. Bun. Mișu. Eu cred că Rosaru trebuia să renunțe mai de mult la toată Prahova. Asta a fost dintotdeauna părerea mea, că Rosaru încă de la semnarea contractului a fost depășit de contractul pe care, contracte lor de ridicare de deșeuri de la populație. Și în contextul în care facilitățile de depozitare sunt depășite pentru că sunt subdimensionate. Și faptul că Rosaru renunță la o parte din județ nu o să rezolve problema de bază, care problemă de bază este subdimensionarea sistemului integrat de preluare și depozitarea a deșeurilor. Deci nu o să o rezolve. Da. Faptul că Rosal a cedat o parte dintre sectoarele din localitățile din județ unde operează, părerea mea este că e un lucru bun pentru oameni, pentru utilizatorul final. Pentru că lucrul ăsta ar fi trebuit să se întâmple de la început, ar fi trebuit ca cei care au licitat proiectul să aibă grijă să nu poată să câștige un singur operator toată Prahova, ar fi trebuit să se îngrijească aproape toată. Nu și-a probat niciodată capacitatea de a face față în toată. Ar fi trebuit Rosalul la rândul lui să aibă mintea de pe urmă, a doua, a treia lună de contract, când au văzut că ceea ce au licitat este mult subdimensionat față de realitate și să nu lungească pelteaua în așteptarea vreunei complicități din astea politice. Ei au și mizat pe niște majorări de tarife care n-au venit din cauza de campanie electorală. Înțelegi? Da. Deci părerea mea că decizia în sine este una bună a Rosalului. De, cum să spun, e un semnal bun din partea lor, în sensul că poate le-o fi venit mintea la cap. Eu cred că nu o să rămână sectoarele astea fără operator. Probabil o să fie făcută o procedură. Da. Deci nu cred că o să rămână oamenii fără ridica gunoiul. Rămâne în continuare mega problema depozitării gunoiului. Care, uitați-vă, pe care nu o rezolvă nimeni, indiferent câți operatori și cât de bune ar fi operatorii. Înțeleg că cel mai optimist, cea mai optimistă previziune ar fi de rezolvare măcar parțială a capacităților, de majorarea capacităților de depozitare, de prelucrare, ar fi undeva la 2 ani de acum înainte. Da, pentru că, uite, rampa de la Vălin de Munte, deși inițial, după ce am prezentat și imaginile alea înfiorătoare cu levigatul care se scurgea în sol, cu munții aia de gunoi oribil, repet, rampa de la Vălenii de Munte, aparținând administrată de Consiliul Județean Prahova, a ieșit atunci, cred că chiar șeful județului și a spus, este inadmisibil, o să o închidem. E, pentru că după ce și-au făcut calcule că dacă se închide rampa de la Văleni, practic tot ce înseamnă gunoiul ridicat de la populație din întreaga zonă nu mai are unde fi dus, au prelungit cu încă 3 ani valabilitatea autorizației și cred că nici rampa de la Boldești. Măi, Marius, eu aici mor. Nici rampa de la Boldești nu se simte prea bine. Eu aici pe mine mă apucă turbarea exact ca la cazul doamnei Loghi. Deci vorbesc serios. Hai să vă spun de ce. Nu e asta soluția, părerea mea. Evident. Nu sunt specialist. Tocmai de-aia mă gândesc la specialiștii care se uită la noi sau la specialiștii care au contact cu informația asta, cum pot să stea ei să nu-și expună un punct de vedere. La Vălenii de Munte se majorează efectele unei bombe ecologice, reale, nu falsă. Acolo e o bombă care o să coste toată zona Valea Teleagenului, probabil zeci de ani, dar să nu zic suta de ani. Cum a fost fosta rampă de gunoi de la Ploiești, de pe centură? Aduceți-vă aminte cam ce dezastru. Nu, este mai grav, pentru că deșeurile s-au diversificat în timp. Avem o activitate economică diversă. Corect. Da? Gradul de poluare e mai ridicat, da?
pe care îl produc deșeuri. Consumul a crescut, avem mult mai multe deșeuri. Exact. La categorii. Bun. E, nu e asta soluția. Soluția nu e asta. Nu este să prelungești, să extinzi o bombă. Soluția Dumnezeului e să găsești soluții. Soluția este să discuți cu nu știu cine, de la nu știu ce zonă unde e mai puțin. Asta e în zona abstractă și în zona aia idealistă în care te duci tu și pe noi ne umflă râsul. Nu, omule, nu. Mișu e cât se poate de serios, ca să înțelegi întreaga. Omul pune suflet. Eu cu Marius suntem ceva mai cinici în felul în care privim problema. Spune-mi, te rog frumos, ce lider politic a ieșit, dacă există vreunul în Prahova, nu contează, și eșalonul 1 și eșalonul 2, să iasă și să spună, oameni buni, avem o problemă. Îi auzi pe toți, o să rezolvăm problema gunoiului, cum, schimbând operatorul, așa și mai departe. Păi ți-a ajuns la problema pe care ai expus-o tu, bă, și unde îl duci? Unde îl ducem, frate, că nu mai avem unde să-l ducem? Ați mai săpat, ați mai făcut vreo groapă ecologică undeva? Mă uitam că în jurul Bucureștiului făceau cei de la Pro un material, nu a mai apărut nicio groapă, au aceeași problemă ca noi. Omule, eu nu sunt idealist, e o chestie care ține de pragmatism. N-are legătură cu idealism. E de bun simț, dacă nu există. Cum să spun? Dacă problema asta rămâne, se va întâmpla următorul lucru. E atât de simplu, nu e? Și el se întâmplă de ani de zile. Și pentru asta trebuie să le mulțumim alora care au făcut zmidul. Și anume fostul Consiliu Județean. Așa de clar, adică nu există vreun dubiu, care au gestionat până acum un sistem subdimensionat. Asta e realitate. Bun, de ce am poziția asta? Care e pragmatică. 1. E nonsens ce faci. Adică exporți o problemă și o accentuezi. Da? 2. O să fie menținută aceeași practică de îngropare a gunoaielor. Fiecare comună, eu sunt sigur că se uită la noi primari, fiecare comună, fiecare mic oraș are o zonă unde pe șest, cu ochii închiși, noaptea sau ziua, depozitează gunoiuri inertele de la populație și le acoperă cu buldo excavatorul. Exact. Sau a mai venit ăsta, fostul șef al gărzii de mediu, da? Bun. Și am mai văzut și alte grozăvii decât ce am văzut noi. La Drăgănești este, cum să vă spun, este o albie de râu, da? O albie de râu care al cărei mal a fost mutat cu câteva sute de metri, a fost mărit. De deșeuri acoperite cu pământ. Două gropi de gunoi imense. La Ciorani. Au făcut un deal dintr-o groapă, au ajuns să facă un deal. Exact. La Ciorani. Dar în toată Prahova e la fel. La Urlați. Haideți să vă spun ce înseamnă asta. De-aia vă spun că sunt pragmatic și nu sunt deloc idealist. Asta înseamnă că în pământ se scurg tot felul de substanțe care se duc în apa de băut, în ultimă instanță, ca să nu mai ardem cu circuit. Da. Sau se duc în aer sub formă de praf, substanțele astea. Și asta înseamnă că, nu acum, dar uite, când generația noastră o să aibă 60-65 de ani, o să vedeți o creștere a incidenței bolilor cauzate de anumite substanțe poluante în tot județul. Și asta înseamnă costuri, nu altceva. Deci nu dăm la o parte drama personală sau colectivă. Costuri reale pentru comunitate, pentru buget. Și te mai miri de ce s-a întâmplat la Câmpina cu apa potabilă. Mă înțelegi? La asta mă refer. Adică nu e nimic ilogic în ce spun eu. Mi se pare anormal să nu vadă asta. Ce a făcut Direcția de Sănătate Publică atunci? A dat două la primărie două hârtiuțe prin care au avertizat că și-au lăsat așa. Și-au blocat orașul. Au blocat un oraș. De ce nu au ieșit public să spună? Aș fi dat foarte corect de presă, că de asta știi, chestiile astea două temele care foarte multe puncte de vedere. Claudiu, nici acum nu se știe cauza poluării de la Câmpina. Ieșeam public ca șef al DSP și anunțam populația. Atenție că apa nu este potabilă. Fiți atenți ce am găsit în apă. La Câmpina opream de atunci. Claudiu, dar nu asta a fost problema. Deci la Câmpina nu a fost problema că șeful DSP ar fi crezut că apa este contaminată. Este una dintre probleme. Deci nimeni din DSP, toți din DSP și Dumnezeului, chiar avem contacte ca jurnaliști de atâta mare de vreme. Toți din DSP se mirau de ce a apărut alerta aia. Pentru că nu era... Aici a greșit șeful DSP. Dânsa ar fi trebuit să iasă să le spună câmpinenilor că de fapt prezența clostridiumului în apă, în coloniile alea, nu pune în pericol sănătatea. Dânsa știa asta. Și n-a ieșit. A lăsat să stea Câmpina fără apă atâta vreme. Da? I-a lăsat pe aia să se pozeze ca în rezervorul de apă, înțelegi, chestie care absolut nu a sancționat pe nimeni. Absolut interzisă. Da? Directorul de la Hidro cu primarul de la Câmpina se pozau în bazinul de apă. Înțelegi?
Cu presa, după ei, cu alea. Dezinfectat. E, după. Se amuzau toți, uite băi, cum contaminează bazinul. Deci cam așa a fost la Câmpina. Din rezultatul acestui amuzament a fost că 37.000, 40.000 de oameni au stat zile, pe o săptămână apă, plată, fără apă. Pe apă plată din hipermarket. Și atunci doamna n-a ieșit să spună, cum ar fi trebuit să spună un director de direcție de sănătate publică. Măi, oameni buni, noi înregistrăm astea des. Da? Nu pun în pericol sănătatea. Cum ne dăm seama de asta? Nu știu, păi ne uităm la ce iese în spital. Eu în documente am văzut, a spus Tiu, directorul de la Câmpina, domne, noi nu avem cază. Noi nu avem probleme. Ăștia au băut apă până acum de acolo și nu avem probleme. Da. Deci ăsta e un prim semn de întrebare pe care ți-l pui. Pentru că îl întrebi pe omul ăla care manageriază spitalul din zonă. Băi, nene, despre asta vorbim. Nu. Noi, avem noi, niște autorități. Băi, băiete, nu, avem. Cum Dumnezeu? Uite, stai așa, că da, ce caută? Ea aș căuta, dânsa aș căuta un serviciu bun. Că e mult mai grav, asta, da? Mie mi se pare mult mai gravă problema în spate. Da, stai așa. Ai trimis hârtii la primărie, băi, apa e nasoală. Și voi nu știți că, nu știți că de fapt nu e nasoală, că nu e periculoasă. Da. Ba da, știa. Da, a zis, dacă tot e vulvă, cred eu că a zis. Nu zic că a zis. Să ne acoperim. Păi, da. Să ne acoperim. Bine că a dat. Eu mi-am făcut treaba. Bine că a dat. Deja e caz. Bine că a dat. Nu, e caz de dileală, ori e de măicuța, domnule. Da. E de stai, băi, băiete. Să ne acoperim. Mai avem o altă doamnă. Voi vă mai aduceți aminte pe doamna aia care a fost la Lukoil în rafinărie și făcea selfie-uri prin trei instalații? Șefa APM, fosta șefa aici, APM. Aici, ne-am adus aminte. Doamna rău, sub-prefect, să spun, dar e rău. Fosta, băi, deci gândiți-vă ce funcție a avut femeia aia, mă. PMP, doamna Duță. Duță, mă, așa, când scăpa numere, da? Între timp, băi, a fost schimbată. Deci eu unul, era acum, a șapte, înțeleg, era a șapte, da, numărul șapte, da. Auzi, da, nu că ne-ai spus, nu ne-a dat dânsa un punct de vedere că n-are treabă cu USR-ul, că n-a trecut la USR, că de fapt alea nu sunt posturi politice. Da, nu sunt posturi, da. Acum când s-au făcut schimbările politice, de ce le-au făcut? Că nu era post politic. Păi nu, că a plecat pentru că a fost contextul, nu. Am înțeles. Auzi, da, nu, fiți atent. Tu dacă intri de câte ori ai avut. Păi asta e așa, nu, stai că n-am adus-o pe doamna respectivă în discuție așa întâmplător. Măi, ia să vedem ce serviciu o fi luat dânsa. Eu aș putea pune pariu că n-a venit în privat, n-ar veni la noi la redacție să facă teren, că nu e simplu. Da? Da. Sunt 100.000, că o să o vedem agățată, pupăză, într-un post bine plătit, cu 10.000 de lei pe lună. Și problema este că 10.000 de lei ăștia vin din banii, din contribuțiile noastre. Asta, uite, cei care se uită la salarii, este bine să conștientizeze faptul că noi le plătim salariile, adică 16.000 de lei, ăia sunt plătiți de noi. Ne spune cineva să fim atenți și la groapa de gunoi de la Aliceștii Reactivan, care se extinde. Minunat. E lângă Albia Râului și se extinde, da, așa. Normal. Da. În Aricești nu există rampă autorizată, să ne înțelegem. Da, ținem cont de toate mesajele. Nu, e un depozit. E depozit de deșeuri periculoase. Minunat. E depozitul... Eu mă referam la periculoase. Deșeuri menajere. Nu. Nu menajere? Nu, mă, groapa de gunoi. Nu, groapa de gunoi industrial. Da, e poveste cu deșeuri. Da, Ecomasterul are acolo și acolo e o discuție. Nu vreau, n-ar fi fair din partea mea, dar s-ar putea să vorbim despre, adică s-ar putea să vină un context în care să ne crucim de ce ar se întâmplă acolo. Putea fi acolo. Rapid, trecem la Șobolani. Mai vreau să dăm Șobolanii, David? Băi, frații mei, stai să nu trecem ușor peste fizate și noi ne-am obișnuit. Ia, niște Șobolani. Dar sunt prietenii omului. Da, până la urmă, dacă sunt mulțe peste tot de ce. Băi, oameni, ăștia sunt mai mari decât mâțele, mănâncă mâțele pe bune. Da, la asta ne amuzam. Cine Dumnezeu are că să mai ducă gunoi? Da, am scris ieri, știi că am scris ieri un material. Că nu mai sunt decomandat oamenii care nu mai au curaj să arunce gunoiul. Ai văzut că noi eram supărați de băinuți, mă, nu să faci, cum să-ți duci gunoi în mijlocul străzii, să nu poți să-l arunci. Păi da, domnule, dar la pubele e plin, lasă-mă pune peste, știi, fă grămadă, fă munte de gunoi acolo la pubele, că ori veni aia să strângă, n-au încotro. Dar nu-l mai lăsa pe stradă și ieri ne trimite cineva imagine, știi, și ne bate obrazul. N-am, mă, că m-a spus să nu mai arunc gunoi pe stradă, să-l duc la pubele. Ia apropiație pe de pubele. Pune-l tu, mă, curajosule. Și omul are perfectă dreptate. Zice, din când în când mai cobora, am stat de vorbă că l-am dat, zice, din când în când mai cobora fetița. Astea sunt imaginele de la un altul care ne-a spus o situație similară, dar cel cu care vorbeam. Din când în când mai cobora fetița, mai arunca și o pungă de gunoi, așa cum e normal. Care iese din casă, mai lasă punga cu gunoi. Sau soția, zice, păi mai am eu curaj să le las să se apropie de ghenă. Și privind aceste imagini, n-ai băiete, dar stai, mă, că de ce am zis? Ca să vă dați seama cât de schimonosiți am ajuns și noi. Noi trei de la masă, cât de deformați. Eu așa m-am născut. Nu, e grav. De ce? Bă, am văzut alte imagini cu șobolan prin Ploiești. Mai avem imaginea cu șobolanul care mergea pe sârme. Până la urmă am învățat, ne-am adaptat, da? Noi care ar trebui să avem
și unui critic, nu? Na, suntem jurnaliști. Dar ne-am obișnuit, pentru că n-ai cum să nu te obișnuiești. Că dacă nu te obișnuiești, o iei razna. Globus, circul Globus. Deci o iei razna, real, n-ai cum să nu iei razna. O să te rog, Marius. A, uite, Banslu, ăsta era, e scârbă să mai meargă pe stres. Băi, fiate, nu, ăsta e un șobolan la curent cu toate. Urmăriți-l cu atenție, că nu e orice fel de șobolan. Ăsta e orașul în care trăim noi. Pentru noi imaginile astea, uitați-vă că încep să devină cotidiene. O să te rog, Marius, să devină, nu cotidiene, să devină parte a realității noastre. Adică, bă, ce mă trec, mă duc să duc un noi, dau un șulom șobolan, îmi mut doi șerpi. Știți că ăștia vin pe conductă și vă puteți trezi că vă ies prin casă? Da, sigur, adică nu există. Era un caz, îmi povestea un amic undeva în bariera București, avea la un moment dat un apartament acolo, la un etaj destul de sus, 7-8, i-a ieșit dita mai șobolanul de genul ăsta prin WC-ul. Stai, dar și eu am avut, stăteam în vest și am avut în casă, în apartament dita mai de intrarul pe genul unde eram. Deci mare atenție, da, nu-i de glumă. E, da, la felul în care s-au mulțit, da, să vă așteptați la așa. Marius, te rog frumos, că ai laptop în față. Boli transmise de șobolani. Ca să avem, ca să avem, dacă vreți, și un circuit rotund al discuției noastre. Acel comitet pentru situații de urgență, domnul prefect, au spus că în Ploiești nu poate, n-are nicio treabă. Băi, deci nu uitați-vă, băi, la noi nu sunt șobolani pentru că sunt în ședință. Deci, băi, iar noi nu suntem jurnaliști care căutăm acum, știi, iarăși o chestie șocantă, nici nu mai, băi, nu mai e un senzațional. Faptul că ai șobolan cât pisica la ghena de gunoi, și nu unul, ci 5-6, și care pe bune șobolanii, de șobolanul agresiv râdeam de mine, mi-am amintit cum l-am scos pe ăla cu racheta de tenis, să-l dau din baie, au râs toți de mine. Da. Bun, șobolanii, mai ales dacă, Doamne ferește, din greșeală are impresia că l-atași, să știi că el devine agresiv. Nu e o exagerare, e pe bune. Dă la chiț-chiț. Bol grave transmise de șobolani. Ia ascultați, gândiți-vă că i-au produs ciumă vreo 300 de ani în Europa. Hantavirusul poate fi inhalat, transmis prin intermediul unei mușcături, transmis prin intermediul fecalelor. Fecale de șoricel. Ia auziți, odată, ce face hantavirusul ăsta? Simptome ce afectează aparatul respirator, ca de pildă insuficiența respiratorie și tuse. Rata de mortalitate la boala respiratorie provocată de acest virus este de 38%. M-a luat tuse. Deci COVID-ul este de 0, COVID-ul e 3%. COVID-ul e pistol cu apă. Da? Da, exact. Și fii atent, rafinăriile cu benzenul lor nu produc o astfel de mortalitate. Mai departe, ia să vezi. Cariomeningita limfocitară. O infecție care ar trebui să ne ridice foarte multe semne de exclamare, deoarece este transmisă de șoarecele. De șoarece. Se estimează că aproximativ 5% dintre șoareci cunoscuți pot purta acest virus și pot infesta și alte rozătoare. Bun. Și zice așa, are două faze, boala, cum se manifestă. Așa. Se manifestă la început ușor cu simptome generale precum febră, dureri musculare, de cap, greață, vomitate, etc. A doua fază devine deja mai serioasă, pentru că se poate ajunge la meningită, encefalită și meningoencefalită. Acum când te uiți la imaginile cu șobolănei, ți se mai par decât amuzante. Efectele pot și să fii director al DSP Prahova sau să fii specialist în medicină. Să fii doctorul Onuțu de la prevenție, da? Cu care acum 10 ani aveam discuții despre cât de periculoase sunt fecalele de câine din Ploiești și pe care dânsul le evidenția ca fiind principalul factor de poluare al orașului. Să fii doctorul Onuțu, să fii doctorul, nu mai știu care e, Decebal sau nu știu care, și să taci când vezi asta? Să fii șeful de SF, când știi astea. Ia zi-o și pe aia și că vreau să mă întreb ceva. Când ai știința asta, că la asta prin asta noi suntem ziariști. Am un problemă de orientare și o să vă rog să mă ajutați. Pentru că dacă mă mușcă șobolanul, unde mă duc? Iată o întrebare. Nu mai mă duc, că la infecțioasă e închis. De COVID. Da. Păi da, dar mă duc, că mă duc acolo șmecher. Eu mă duc acolo șmecher și zic, ce mortalitate aveți la COVID? 3%, nu? Da. Păi băi, băiatul, eu am venit cu 38%. De 38%, da. Am prioritate. Băi, dar știi care e chestia? Nu glumesc. Deci băi, chiar nu băi, glumesc. Băi, omule, dar nu ai unde să te duci. Noi acum la masa asta, trei triplici pe o creangă, gândim în formula asta foarte logică. Nu e mai simplu Dumnezeului să ai un DSP care funcționează și care, chiar dacă guvernul ia decizii proaste, tu să le îmbunătățești făcând, de exemplu, distribuția paturilor,
pe incidență sau pe mortalitatea cazurilor. Nu este atentat la sănătate, la sănătatea publică, acțiunile unor agențe economice, ale unor indivizi din administrația publică locală, fie că vorbim despre primării, fie că vorbim de forma lor de asociere a ADI deșeuri. Consecințele a ceea ce au făcut până acum, care ne-au dus în situațiile astea, nu intră la atentat la sănătatea publică? Nu intră, mă, că uite, nu intră, că noi ne obișnuim. Păi noi și tu ploieștenii... faci capul cu un concurs amărât la sănătate. Păi da, dar e simptomatic, măi, Claudiu, deoarece... Păi de acolo pleacă, că de da, fapt aia aici pleacă. Povestă, de aici asta pleacă. E, deci de-aia știți că e rotundă. Nu poți, nu poți te duci să ții funcție la sanatoriu din Bușteni și să n-ai o problemă. Trebuie să te ocupi de administrarea unui spațiu unde vin niște pacienți, da? Și să nu-ți fie milă că lași în urmă un oraș infestat, ăsta e cuvântul, de șobolani. Să nu scoți un sunet, tu, Direcție de Sănătate Publică, despre faptul că orașul, înainte de începerea școlii, este îngropat în gunoi. N-ai cum. Este, nu deci e normal. Dacă scăpați de cariomeningită limfocitară sau hantavirus, puteți lua leptospiroză. Da, asta e comună, din da, câte știu. Da, adică da, o iei seamănă mult. Cu gripa, răzătoarele sunt responsabile deci cu foarte grave. Se poate transforma în insuficiență renală, hepatită sau meningită. Deci te ia dracu. Bun, cam asta, cam despre asta este vorba. Între timp, așa cum spuneai și tu, DSP-ul se ocupă cu alte lucruri. Da, mă, îți faci rost de un serviciu, nu? Plătit de proști. Până la urmă, că proștii plătește. Ca să înțelegeți că și nu știu, mai avem? Sau nu, foarte puțin. Deci concluzia unui cititor pe care vreau să o redau ad literam, că n-am cum altfel, după tot ce s-a discutat aici, știți cine sunt vinovați? Jurnaliști. Și vă spun și de ce. Ia-ți. Domnule jurnalist, da. Citi cât dintre dumneavoastră a ridicat el puțin o hârtie de jos, am văzut doamne de la ziar aruncind gunoiul din mașină. Bă, păi nu, adică să vorbești de gunoi și tu să nu ridici o hârtie de pe jos, da. Domnul jurnalist. Da. Da, e da, și asta o treabă, da. Eu am încercat să, dacă vreți, vă ofer și traducerea, deși intuiesc faptul că totuși ați înțeles. Da, presa e de vină, logic. Nu, este vorba de felul în care unii dintre noi înțeleg să se raporteze la problemele astea, care sunt cât se poate de serioase. Eu aș vrea să spun domnului, este o culpă comună a noastră, da, a tuturor. Poate și a jurnaliștilor care n-au vorbit cu mult timp înainte, deși noi am tot scris încă de pe la început când au apărut problemele astea. Este o confuzie pe care o fac oamenii și e bine să nu o facă, pentru că nu e bună nici pentru noi, nici pentru dânsi. Jurnaliștii nu sunt angajați ai statului. Nu primesc salarii de la stat. Nu au funcții de la stat. Cei care se duc și candidează sau sunt numiți, pleacă din redacțiile unde sunt, nu mai au treabă. Eu înțeleg pe oameni, pentru că în 30 de ani am văzut sute de jurnaliști foarte buni care au migrat către funcții publice. Și este normal ca oamenii să asimileze cumva. Dar jurnaliștii de la masa asta îi plătesc la doamnei login de la DSP o parte din salariul ăla mare pe care îl ia și acum și pe care o să-l ia și acolo. Și au așteptări de la dânsa. Salariile noastre ni le plătim noi, iar ele vin din publicitatea pe care dumneavoastră o citiți pe ziar. Nu ne dă bani nici statul, nici primăria, nici nimeni. Noi facem acest gen de muncă pentru că, din nefericire, ne-am trezit la un moment dat că nu ne mai convine ce e în jurul nostru, în primul rând, și că încă sperăm că putem schimba prin demersurile noastre lucrurile incorrecte care se întâmplă în jur. Nu avem puterea de a face aceste schimbări, de a da sancțiuni, forța de a noastră, schimba, da, oameni și așa mai departe. Singura noastră armă este scrisul, vorbitul și cam atât. Ne indignăm din lângă dumneavoastră. Din foarte mulți ne înțeleg din cei care ne și nu suntem supra oameni. Iarăși foarte mare, important. Da, da, toți avem defecte. Dar toți greșim și până de multe ori ne-au corectat oamenii și bine au făcut și le mulțumim pentru asta. O fac în continuare, ba chiar ne-au sprijinit, ne-au ajutat și cu ponturi și cu explicația unor fenomene pe care n-ai cum să le cunoști, n-ai cum să le știi pe toate. Dar măcar ai posibilitatea să le afli. Ideea este în felul următor. Din fericire, asta am observat în comunitatea asta, care este foarte mare, cam cea mai mare comunitate de profil din Prahova, observatorului PH.ro, sunt foarte mulți oameni care chiar gândesc, se implică și vin și sprijină, știi? Da. Și care înțeleg fenomenul. De dorit ar fi să fie din ce în ce mai mulți
și să înțelegem că ne facem unii altora un serviciu, ne ajutăm reciproc și că nu sunt unii plătiți să le facă rău celorlalți. Uite, încheiem într-o notă optimistă cu ghimelele de rigoare. Iar au crescut ăștia din pix, sunt ironic acum, numărul de infectări, 12.000 astăzi. Mamă. Pacienți la ATI, 1364, printre morți și 2 copii. Oribil. Dar COVID-ul nu există, ăștia sunt niște nenorociți. Nici șobolania nu există. Da, exact. Nu, ne obișnuim din nefericire și nu e normal să ne obișnuim. Asta, de fapt, eu asta vreau să spun. Da. Nu este normal. Asta spuneam când discutam despre, m-am exprimat eu greșit, despre normalitatea acestei românii. Da, se întâmplă asta și da, se întâmplă de multă vreme, dar nu sunt normale. Deci eu nu știu cum să fac să... A fost o... Îmi vine să urlu, domne, nu-i normal. A dacă fost normal, normal să schimb șeful gărzii de mediu care a performat. Eu zic că a performat. Așa zic eu ca cetățean, că l-am văzut că a performat. Nu da. Sunt fan USR, nu sunt fan da, PNL. Da, n-are, cum să spun, dar poți să fii bă, și fan. Bă, omul da. A performat. Poți să fiu și fan. Dar omul a performat. Deci eu, e asta, normal asta vreau să vă spun. Nu este normal... Și să pui pe, în locul lui fiul primarului, nu știu, poate e bun, dar fiul primarului de nu știu unde. Sau să mimezi genul ăsta de concursuri. Dar de ce Dumnezeului, apropo și de politic, nu spui, bă, ăsta e asumat de mine și eu îl pun acolo ca să impună politica mea. O pun pe doamna respectivă șefă, fără să mai mimez. Gândiți-vă la oamenii din subordinea ei, cât de nașpa s-au simțit să o valideze, da? Că nu cred eu că s-au simțit foarte bine și nu cred că cei doi oameni din comisie se simt bine uitându-se acum la noi. Eu sunt sigur de asta. Da. Dar, bă, dacă a zis șefa, sau bă, ce naiba să fac? E, astea nu sunt normale. Nu este normal să duci copilul la școală printre gunoaie. Nu este normal să dai șobolanii la o parte când duci gunoiul la ghenă. Sau să te uiți pe cer o să, ne dea să nu-ți pice șobolanul în cap. Pe... Da? Nu este normal. Nu este acceptabil și cum vrei minim tu, că acceptabil. Eu ți înțeleg ție starea, dar cum vrei tu să-l convingi pe omul de acasă că deși nu e normal ar putea schimba ceva atât timp cât a văzut cum a fost schimbat șeful gărzii de mediu? Băi, singurul care s-a văzut că a făcut băi, ceva. Băi, Claudiu, nu știu mă, ne adunăm Dumnezeului, mai mulți care gândim la fel, fără să intrăm în politică. Uite, hai, pentru că politica contaminează doamne. Și nu-i făcută pentru toată lumea, da? Nu. Ok, și ne dacă, strângem, și vedem dacă, ce Dumnezeu face, nu putem să stăm. Cu alții. Crezi că nu o să schimbe ea? Băi omule, nu putem să stăm pentru că noi în Ploiești, mai e o chestie, Ploiești, duceți-vă în Brașov. Am vorbit și emisiunea trecută. Duceți-vă în București, știi în că nord, mă, știi nu? Că mă duc des în Brașov, în zona Carlului. Bun, deci Ploieștiul, mă întorc plin de nervi. Ploieștiul, în opinia mea, este așa și sau în principal datorită blazării pe care o au. Corect. Îți reamintesc da, așa e la noi. Au fost maxim 200 de oameni la protestul împotriva poluării. Bun, în această notă optimistă încheiem. Vă mulțumesc pentru participare cu dumneavoastră, mă revăd. Cred că mâine facem, Claudiu, emisiunea aia frumoasă, prea frumoasă mâine? Da, mâine avem și imagini din trafic. Eu mă feștic că mă feresc de cuvinte, da. Dar sunt imagini care îți dau fiori. Bun, mâine ora 13, întâmplări și tragedii, din păcate, din trafic. S-a întâmplat chiar ieri o astfel de tragedie pe DN1B la ieșire din Mizil. Vorbim mâine de la ora 13 cu mai multe detalii. Până atunci, toate cele bune și multă sănătate!